Parlamentul a adoptat o declarație cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova, document care exprimă convingerea că doar aderarea la UE ne va asigura viitorul în calitate de stat suveran, neutru, integru și democratic. Deputații care au votat declarația au făcut apel la societate, inclusiv la toate forțele politice, să dea dovadă de unitate și solidaritate pentru realizarea acestui obiectiv. Opoziția, prin care deputații Blocului Comuniștilor și Socialiștilor și ai fostului partid Șor, au criticat dur actul și au lansat acuzații la adresa guvernării. Если все-таки вышла президент с инициативой референдума, почему сейчас эта декларация, которая, как вы правильно заметили, носит чисто политический характер и не имеет никаких юридических последствий, принимается парламентом? Это пропаганда этого пути перед референдумом? Началась избирательная кампания? Parlamentul este în drept să adopte declarații politice, ceea ce noi și realizăm reflectând opinia alegătorilor noștri. Că cetățenii Republicii Moldova împărtășesc valorile europene pentru că ei își doresc pace, ei își doresc democrație, valori pe care dumneavoastră nu le înțelegeți. Pentru că dumneavoastră tot cu ce o să vă ocupați, asta e să furați miliardul, încercați să faceți haos în Republica Moldova. Dumneavoastră susțineți războiul. Opoziția a criticat inițiativa deputaților Partidului Acțiune și Solidaritate, iar șirul acuzațiilor a continuat de la tribuna Parlamentului. Și voi spuneți că Uniunea Europeană, deci este o oază sau o teritoriu a bunăstării. Ce a dus acest acord de asociere pentru noi? Distrugeri? Sărăcii în care voi ați adus populația Republicii Moldova? Creșterea inflației peste 70% în ultimii 2 ani de zile? Ulterior, deputata neafiliată Marina Tauber, apropiată oligarhului fugar Ilan Șor, a venit la tribuna legislativului, arătându-se indignată inițial de steagul UE și chiar i-a schimbat locul. Procedurile democratice sunt pentru cei care știu să respecte regulile, dar cei care nu știu să le respectă, vă rog să ne scutiți. De circul Kremlinului în Parlamentul Republicii Moldova. Stimați colegi, avem de-a face cu niște exponenți cu ai grupării criminale organizate, deci eu nu pot să-i permit acestei exponente a grupării criminale organizate să profaneze acest exercițiu. Într-un final, actul a fost aprobat cu votul aleșilor PAS, care s-au ridicat în picioare și au aplaudat îndelung. Parlamentul a votat cu 54 de voturi declarația cu privire la integrarea europeană a Republicii Moldova. În textul declarației este indicat faptul că Uniunea Europeană este un partener de decenii al țării noastre, iar în lista suportului logistic și financiar se înscrie și cel privind depășirea crizei provocată de pandemia COVID, dar și cea energetică din iarna trecută. Republica Moldova se confruntă cu un set de crize și amenințări la adresa securității naționale, a căror depășire este vitală pentru viitorul Republicii Moldova. Parlamentarii au mai afirmat că integrarea europeană va veni la pachet cu numeroase facilități, precum trecerea Republicii Moldova la o dezvoltare economică durabilă. Totodată, aleșii au solicitat guvernului să întreprindă toate măsurile necesare pentru organizarea procesului de aderare la Uniunea Europeană, precum și să consolideze instituțiile statului implicate în negocieri. Reconfirmă calea irreversibilă de integrare și aderare europeană drept proiect de prioritate națională al Republicii Moldova. Cristina Gerasimov, viceprim-ministrul pentru integrarea europeană, care este și negociatorul șef al Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană, a salutat adoptarea declarației. Moldova rezistă, se dezvoltă și își creează locul în istorie. Uniunea Europeană este un teritoriu al păcii, ne reamintește astăzi Parlamentul de la Chișinău. Împreună uniți visăm, credem și construim acest teritoriu acasă. A menționat Cristina Gerasimov pe internet. În data de 20 martie, Comisia Europeană a propus ca Republica Moldova, alături de alte state, precum Ucraina, să fie integrată printr-un proces cu măsuri reversibile și gradual la Uniune. Iar la sfârșitul anului trecut, Consiliul European a decis începerea negocierilor de aderare Republicii Moldova la UE, după ce a primit statutul de țară candidat în iunie 2022, decizia fiind luată la numai câteva luni după ce autoritățile de la Chișinău au semnat cererea de aderare.